Elevii din Gorj care au obținut media 10 la evaluarea națională din acest an au primit astăzi stimulente financiare de câte 1000 de lei. Evenimentul a avut loc la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Punem în aplicare ordinul 4164 emis de Ministrul Educației Naționale, domnul profesor universitar Valentin Popa, prin care Ministerul Educației Naționale, Guvernul României, premiază copiii care au obținut nota 10 la evaluarea, examenul național de evaluare națională. Spre satisfacția noastră și spre bucuria părinților, din această sală avem și la Gorj 4 copii care au obținut nota 10 la evaluarea națională. Pe mine mă bucură foarte mult că și Gorjul se înscrie printre județele care au copii de nota 10. Cei 4 absolvenți de clasa 8-a care au obținut media 10 la evaluarea națională în județul Gorj sunt Ana Maria Bâzgă de la Colegiul Național Spiru Haret, Denis Covei de la Școala Gimnazială Alexandru Ștefulescu, Ștefania Drăghici de la Școala Gimnazială Gheorghe Tătărescu și Monica Trocan de la Școala Gimnazială Constantin Săvoiu. În acest an, în Gorj nu au fost înregistrate medii de 10 la bacalaureat, situații în care guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare de câte 3.000 de lei pentru fiecare notă maximă. Deci domnișoara Bâzgă Ana Maria, Colegiul Național de Spiru Haret. Felicitări, domnișoară, și mult succes în continuare. La nivel național, 345 de absolvenți de clasa 8-a și 139 de absolvenți de clasa 12-a vor beneficia de aceste stimulente financiare.